În copilărie, Paștele îl sărbătoream la bunici. Odată cu lumina soarelui, intra în casă și bunica. Cu Pasca sfințită și cu lumânarea păzită cu grijă toată noaptea învierii. Această lumină o vedeam pe fețele tuturor care îi pășeau pragul de Paște. Și în omenia cu care pe ulițe se spunea Hristos a înviat, se spunea hotărât, cu o credință de neclintit în faptul că binele învinge răul și viața este mai puternică decât moartea. Noi, copiii, ne bucuram simțind bucuria celor din jur, pentru că toată lumea știa că viața și pacea sunt sfinte, că fiecare clipă petrecută alături de cei dragi este sfântă. Anume așa vă doresc să întâmpinați sărbătoarea Paștelui, cu credință, reuniți, luminați de îmbrățișările celor dragi și încrezători că binele mereu învinge răul, că pacea va birui. Bunicii noștri, apoi părinții noștri, au ținut vii tradițiile neamului nostru ca pe o legătură trainică de netăgăduit între oamenii acestui pământ. Acum e rândul nostru. Să ducem mai departe moștenirea ce ne leagă. Aceasta este puterea noastră, lucrurile care ne unesc și ne fac mai buni unii cu alții. Hristos a înviat!